Ce frumos e când e întuneric afară și e noapte. Ce-mi place, nu-mi place deloc. Vreau să dorm, ok? Dați-mi un pat, vă rog. Much better acum. Bine ați venit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Regatul Leilor. Astăzi, după cum am spus și în episodul anterior, avem nevoie de un chest room. Sau, mă rog, avem nevoie de un loc unde să ne ținem itemele, pentru că le ținem șulcăre și am nevoie de șulcăre goale și nu mai am șulcăre goale pentru că sunt toate pline cu itemele. Așa că, practic, asta o să facem astăzi. O să ne ocupăm de acel chest room. Cred că pot să-i zic chest room. Ah, și by the way, mi-am găsit șulcărul. Bine, mi-ați zis voi în comentarii că aparent am lăsat șulcărul aici. Ceea ce, da, ați avut dreptate. Dar mă rog, acum aia e, momentan o să rămân acolo și probabil o să mut din șulcărul ăsta chestiile în, aici frumos în camera cu chesturi după ce o să o fac. So, pentru început, ce avem de făcut? Păi, first of all, cred că aș vrea eu, mai întâi de toate, o să vreau să înceatez tridentul ăsta, dar nu chiar acum, înainte de a înceata tridentul, vreau să scot beaconul de aici, pentru că m-a ajutat beaconul ăsta foarte frumos, e pus aici foarte bine, doar că eu aici vreau să fac chest room-ul și n-are rost să mai țin beaconul aici, dacă aici trebuie să vină chest room-ul, așa că o să trebuiască scos beaconul și nu știu unde o să-l pun. Mă gândeam să fie beaconul poate pe undeva pe afară pus, dar încă mă mai gândesc la treaba asta, sau poate chiar o să-l pun în castel în momentul în care o să-l fac, deși nu prea vreau să-l pun în castel neapărat, aș putea să-l pun, nu știu, ca să demonstreze acolo că e împărăție, d-astea, nu știu. Habar n-am, chiar nu știu ce pui mi-o să fac cu beaconul ăsta. Sau poate nu o să-l pun deloc, nu știu, gen, o să-l las și o să-l pun când am nevoie de beacon să sparg ceva sau, I don't know, nu știu. Dar, sincer, să fiu pe insulă, chiar n-am nici cea mai mică idee unde aș putea să pun un beacon. Chiar dacă probabil locuri sunt, locuri de pus beacon, probabil că sunt la mine pe insulă, dar n-am eu nici cel mai mic habar unde aș putea să pun un beacon de genul. Așa că, fără mai multe introduceri, cred că da, o să mergem și o să enchantăm tridentul în primă și în prima fază, pentru că vreau să fie enchantat. Și după asta o să trească să-i pun și o carte de mending, deci cred că o să iau și o carte de mending, doar că eu nu mai am envil, deci o să trească să-mi fac un envil. Jesus, băi, e foarte complicat jocul ăsta. A devenit din nou foarte complicat jocul ăsta. Asta o să trească să facem. By the way, firma de sugar cane funcționează perfect. Cât aia voiam să spun, cât am stat eu și am adunat... sau mă rog, am făcut rost de salamandra aia albastră, am adunat pe sugarcane, ceea ce e foarte, foarte bine. Și e all good. Bine, mă rog, vorba vine am adunat, că știți că am luat din el, că mi-a pierdut în șulcărul, dar de fapt nu l-am pierdut, dar mă rog, mai contează. Așa că acum cred că ar trebui să mă duc să-mi enchantez și eu frumos tridentul ăsta. Și cred că ăsta aș putea să-l pun eu în șulcăr. Probabil că da. Chiar cred că da. Mai avea nevoie și de o bucată de netherite, dar din păcate n-am așa ceva. Am cumva autojump? Nu. Am trebuit o bucată de netherite pentru că mie mi s-a spart pickaxe când am făcut ferma și acum practic am pickaxe, doar că e de diamant, nu mai e de netherite, că nu mai am netherite. Și mi-e prea lene să mă duc după o bucată de netherite, la modul că poate să rămână și de diamant, că nu cred că deranjează pe nimeni. Da, în același timp aș fi putut poate să merg să iau și o bucată de netherite, dar aia e, acum nu o să fac asta, ok, e ok, lasă-l așa că poate o să mai sparg pickaxe-uri și nu e tocmai bine. Dar la un moment dat poate să faci nici treaba asta și o să mergem după bucată de netherite, că n-ar fi rău, chiar n-ar fi rău. Well, am ajuns la enchantment table și hai să vedem ce mi-ar pica pe ăsta, Riptide 3. Dar Riptide 3, existau mai multe enchanturi, corect? Oa, uite Envil. Existau mai multe enchanturi, nu? Deci nu doar Riptide exista. Da, ok, o să vreau să am cât mai multe enchanturi pe ăsta. Nu știu ce fac toate. Dar, ok, avem Impaling, Loyalty, Unbreaking. O să-i pun eu Riptide și Mending. Și nu știu dacă mai trebuie ceva. Deci cred că e ok așa. Cred că chiar e ok așa tridentul ăsta. Well, nu e cel mai rău trident la o, adică e decent, e destul de decent. Mamă, câte item am în chestia asta. What the fuck, man. Ok, am super multe. Chiar am super multe. Ferma asta de schelet, practic, acum e relativ useless. Pentru că, având fermă de Enderman, practic, de acolo fac rost de XP. De oase fac rost de la grinder, so ferma e un pic useless. Ferma de schelet, dar până acum n-a fost. Până acum chiar n-a fost useless absolut deloc. Dar, din păcate se mai schimbă vremurile, se mai duc. Unde e prietenul meu cu mending? Vreau să văd dacă am... hai că am eu niște cărți pici, dar nu cred că sunt, da, am niște feather falling chestie. Tu erai mă cu mending?
Te rai cu medic. Dă-mi o carte de medic. Mersi frumos. Bun. Eu să trească eu să mai obțin un riptide, că nu cred că am eu riptide. Sau poate că am. Ia, hai să vedem sus aici. Și drept nu cred că am, că eu țin minte că nu prea am păstrat cărți cu riptide. Da, ok, n-am carte cu riptide. Well, în cazul ăsta o să-i pun doar mending-ul momentan și o să las așa și o să mă interesez și eu pe net să văd exact care sunt cele mai bune enchanturi pentru... pentru un trident, pentru că n-am folosit trident în viața mea, gen, de când s-a băgat trident în jocul ăsta, nu cred că am folosit trident. Sau mă rog, gen, știam de existența lui și așa mai departe, știu că sunt unele enchanturi super mișto, dar nu m-am jucat eu cu tridentul niciodată, gen. So, yeah, probabil o să fac asta. Deci, o să trească să-i pun mending în momentul ăsta și am pus mending, perfect. Și o să-l duc aici în față, iar în momentul în care o să mă mai duc eu și o să... Oh, bună! Ce faceți, băi? Mă bată, mă, acum sară ăștia și că siepuri, ești nebun. O să-l pun eu frumos aici în item frame-ul ăsta cu glowing, se chestia item frame care luminează. Și o să-l las acolo, practic. Și când o să mai merg eu la ferma de Enderman, o să merg și o să îl repar și pe el frumos. Treaba e destul de simplă. Cu ce trebuie eu să încep? Păi e kinda simplu. Vedeți voi în partea asta frumos. Sugarcane-ul ăsta va trebui să-l aduc maxim până aici. De aici trebuie să mă duc el în jos. Adică o să trească să fac asta și pe aici cumva o să mă duc eu în jos cu sugarcane-ul. De ce fac asta? Well, e destul de simplu, aș putea spune. Pentru că, din păcate, nu prea pot să vin în partea asta. Pentru că am zis că pe aici o să fac eu un fel de... chestie din aceea de void și șmecheră cu sticlă. Știți voi la ce mă refer? Chestie de aia șmecheră cu void. Ei bine, da, cam asta vreau să fac. Și ca să fac pe aia o să trebuiască să elimin din păcate aici câteva chestiuțe, cum ar fi chesturile astea care mă încurcă dacă le duc acolo. Ceea ce nu e bine, că nu vreau să mă încurce. Și chiar nu vreau să mă încurce. Ar fi trist să mă încurce, că dacă mă încurcă nu pot să mai fac efectul ăla. Sau tocmai de aia trebuie să mut... aceste chesturi minunate și să le duc așa în jos frumos, chiar dacă e waste of space, ca să zic așa, pentru că mi-a spart un spațiu, nu e o problemă neapărat că pot să mă duc în jos destul de mult, sau mă rog, destul de mult, pot să mă duc cât am nevoie, nu am o limită, ceea ce este absolut perfect. Și ca să nu arate totuși urât, zic eu că mai bine fac treaba asta și le duc așa în jos și o să fie totul mai ok, pentru că v-am spus acolo, de fapt dacă le lăsăm aici, practic intram cu săpatul prin chesturi efectiv și n-avea rău să fac treaba asta. Așa că aici probabil o să vină un efect de void super mișto, cu sticlă, încă nu știu ce culoare o să aibă sticla, o să mă decid, cred că după ce o să găt absolut toată camera și o să rămână ultima sticla de pus, ca să fiu sigur că nu mai am altceva de pus și că nu o să trească să fiu indecis sau că o să trească să fiu mai decis sau nu știu ce, o să... Probabil atunci o să vină toată chestia aia. Dar până acolo mai am alte lucruri importante de făcut. Cum ar fi să ridic chestia asta cu un bloc în partea asta și să încerc să o duc, așa pe aici frumos. După care va trebui eu cumva somehow să îmi fac aici locul pentru cufere. Pentru că asta ar urma să fac locul pentru cufere. So, o să mai dureze ceva, dar o să iasă destul de mișto, zic eu, această minunată cameră. O să fie chiar super, super mișto când o să fie gata și o să aibă cuferenea. Și am văzut că prin comentarii m-ați mai întrebat de hartă, chiar dacă v-am mai spus. Cred, asta nu mai țin bine minte, dar mi se pare că am mai spus de hartă. O să vă dau pe la episodul 50, mă gândeam eu să vă dau, având în vedere că o să încerc să postez destul de des seria asta. Eu zic că e ok, gen, deja ne apropiem, cred că, de episodul 20. Nu cred că am ajuns sau nu cred că am depășit de 20 de episoade, dar ușor, ușor o să ne ducem spre 20 de episoade deja, ceea ce e super, super nice din punctul meu de vedere. Și o să aveți și voi harta la download la episodul 50, care va fi practic un episod special și probabil cu un invitat special, dar asta nu știu, o să vă mai întreb și voi pe comunitate dacă o să vreți când o să ne apropiem și așa mai departe. Dar până acolo mai avem, ok? Dar în principiu să știți că pe la episodul 50 o să vă dau harta. Și până la episodul 50 aș vrea să găci insula ca idee. Gen, ar fi bine să găti insula până la episodul 50. Sau, mă rog, asta aș spera eu să se întâmple, să reușesc să termin măcar parțial toată insula până la episodul 50. So, yeah, practic acum o să încep eu ușor, ușor să-mi dau o formă acestei chestițe. Ah, și by the way, aici este o chestie destul de interesantă. Treaba asta e o peșteră aici. O peșteră pe care probabil nu o să o ascund. Și știți ce o să fac în schimb?
O să las focul ăsta pe aici care luminează și așa mai departe. Și o să încerc cumva să pun pe aici niște tinted glass. Tinted glass este glass-ul nou din Minecraft 1.17 și o să vreau să-l pun pe acolo în așa fel încât să nu treacă lumina, dar să încerc să fac o chestie mișto. O chestie mișto pentru că e ceva natural, nu știu, o structură naturală aici care poate arăta bine sau care poate fi transformat în ceva mișto. Da, o să văd când o să ajung la partea asta. Până acolo o să vreau eu să pun cuferele mai întâi. Deci o să trească să găsesc să fac aici o mică chestiuță, un mic design, treabă, chestie. Și după aia o să mă ocup de cufere. Scurt update, cam așa arată toată nebunia asta până în acest moment. Nu vă uitați că e dar ce chestii, dar trebuie să lucrez la tavan și n-am cum să lucrez, că trebuie să-mi pun chestii ca să mă zui pe tavan. So, teoretic cam așa arată momentan toată nebunia asta. Intrarea în această peșteră va fi prin partea asta. Gen fix pe aici se va intra, o să las eu acum o chestie așa frumos și pe aici o să fac eu o intrare. Bine, o intrare o să vedeți cum o să fie, că nu o să fie așa simplă intrarea, dar o să fie super mișto. Deci pe acolo practic o să intre aici frumos în chestia asta cu cufere. Și practic acum trebuie să mai lucrez la tavan. Mai am mult de lucrat la tavan. Chiar foarte mult. Odată ce am terminat cu tavanul, practic partea de jos, să zic, o fac mai rapid. Dar trebuie să termin cu tavanul ca să pot să vină în jos cu lucrurile. Pentru că e urât așa. E urât. Dacă nu fac tavanul, după aceea o să fie urât. Și nu vrem să fie urât. Aici am făcut eu o chestie unde o să am cuferele. Zic eu că sunt destule cufere. Probabil poate o să vină și sus, dar nu garantez nimic. Momentan n-am pus nimic aici sus. Mă gândeam, nu știu, să pun niște... Habar n-am. Nu m-am gândit la nimic. Nu știu ce o să pun sus, dar o să văd eu ceva o să pun. În caz că poate, nu știu, să mai am nevoie de cufere, poate o să mai pun cufere, dar eu zic că astea o să-mi fie de ajuns cuferele. Adică eu zic că sunt și așa sunt destul de multe cufere și nu cred că o să-mi trebuiască mie vreodată mai mult de ce aici. Dar nu știi niciodată, poate cândva o să-mi trebuiască mai multe și atunci să fiu sigur că am de unde să iau. În partea asta pun eu așa frumos un crafting și cam aia e. Eu zic că arată bine chestiuța asta cât de cât. Acum o să trebuiască, uite, vezi, în partea asta, de exemplu, am uitat să pun scări de astea și o să mai am nevoie de două trepturi, dar nu mai am spus, o să trească să merg până la ferma mea de lemn după ce mai termin aici. Deci cam asta am reușit să fac până acum, probabil o să mai fac un mic update când o să găt tavanul ca să vedeți cum o să vină totul foarte, foarte frumușel aici. Și cam așa arată tavanul și pereții momentan, care încă nu sunt gata, dar sunt începuți. Tavanul cam ăsta e, vă să fiu sincer cu voi, arată chiar bine tavanul ăsta. Chiar îmi place cum arată. Treaba e că v-am spus, acolo trebuie să vin cu tinted glass și sper eu să pot să fac acel tinted glass, că dacă nu o să pot să-l fac o să fie nașpa. Dar cred că am destule cristale din acelea încât să pot să fac chestia asta aici și să iasă și șmecher. So, I guess, cred și sper că am destule cristale, că dacă nu o să fie nașpa. Dar pentru moment cam așa arată. O să trebuiască eu acum să mă duc să-mi fac rost de niște lemn de sprus, pentru că am nevoie în partea asta de niște lemn de sprus. O să trebuiască după aceea să încep chestia asta de aici și să duc efectul acesta de voi și să văd ce culoare o să-i pun, pentru că nu știu. Mă gândeam dacă să fac un micuț lac, pentru că practic aici de pe aici va curge un fel de apă, dar nu știu ce lac aș putea să fac. Sau probabil nu să fac niciun lac. Sad, foarte sad. Dar probabil nu o să fac, pentru că nu știu, n-am absolut nicio idee. Și mă gândeam să fac ceva așa mai artificial, kind, să zic așa, și să vină în partea asta frumos și să arate bine. Deci eu zic că o să fie relativ ok. Dar până acolo mai avem ceva. Sau momentan o să trebuiască eu, cred că aș putea chiar să încep să fac aici acea micuță chestie prin care eu practic o să urc la suprafață ușor. Și o să vedeți cum o să fac. Nu o să fie foarte complicat, dar nu o să fie nici foarte ușor. O să implice TNT-uri, dar o să vedeți, pentru că practic n-am cum să intru înapoi în chestia asta, deci va trebui să fac chestia aia ca să pot să ajung înapoi în peștera asta, pentru că v-am spus, n-am pe unde să mă ies acum că am astupat. Da. Va trebui să mă ocup de chestia asta acum. Am reușit să termin absolut toată încăperea asta frumoasă aici. Cam așa arată. Cam asta e. Cam asta am reușit să fac. O să încerc să le iau de unde am rămas, nu mai știu unde acolo am rămas, dar o să încerc să le iau de unde am rămas, mi-am pornit macro. Practic, cred că ultima dată v-am spus eu că o să mă apuc și o să fac chestiile astea ce mai erau de făcut pe aici, pentru că știu că terminasem tavanul
cât de cât. Bine, n-am mai adăugat decât dripstone de ăsta, chestie, pointe dripstone. În rest, n-am mai făcut absolut nimic la tavan, însă, am încercat pe acolo să mai pun niște detalii pe peretele ăsta, pentru că era destul de gol, așa că am mai venit cu niște glespenuri și cu niște coral de ăștia morți pe aici și, mă rog, am adăugat și niște light grey concrete. Mai schimb un pic din textură, pe celelalte porți n-am adăugat, doar acolo am adăugat pentru că mai trebuia un bloc să diversific un pic și peretele ăla. După care aici avem fain frumos acel tinted glass care nu pot eu să vă arăt, dar teoretic cred că dacă ne-am uitat de sus aici n-am vedea mare lucru, I guess. Deși, repet, nu cred că pot eu să vă arăt că... De fapt, ia stați așa să vedem. Să văd dacă pot să... Da, fuck off, man. Ok, bun. Hai să vedem, ia. Vedem mare lucru. De fapt, da, ba, se vede ceva. Se vede ceva pe acolo, mă rog, credeam că o să fie mai întunecată toată treaba asta, dar nu e chiar atât de întunecată. În fine, în orice caz acolo am pus tinted glass, după care am venit și cu niște black glass, practic, cu niște geam negru, pentru că avea nevoie de glass pen-urile șmechere și practic oricum merge acest geam negru cu tinted glass, merge destul de bine, deci nu e absolut nicio problemă. În partea asta l-am adus pe Morphy. Prietenul nostru Morphy, așa o să se numească axolotul albastru din peștera noastră, o să-l cheme Morphy. Gen, mă rog, inițial era Rick and Morty de la acele desene, dar eu am zis să-i zic Morphy. Nu știu de ce am luat această decizie, dar îl cheamă Morphy, Morphy. Bă, că e foarte fericit. În partea asta, da, am adăugat eu o chestie de genul ăsta, unde am pus și niște liane care văd că oricum cresc cum vor ele. Să mă bată mama, gen, nu stau cum vreau eu să stea lianele astea, dar mă rog, nu cresc foarte rău, e ok și așa. Și l-am adus aici pe acest axolotl minunat și am făcut aici o mică chestiuță în care practic poate să stea liniștit acolo. Trebuia să o fac inițial până aici toată chestia asta de o vedeți, tot geamul ăsta alb. Probabil trebuia să-l fac până aici, dar nu m-am gândit după aceea să-l aduc pe Morphy în partea asta, așa că o să se vadă și la el acolo mișto frumos în jos, dar inițial probabil trebuia să fie până acolo. Mă rog, oricum nu deranja neapărat, e destul de ok, cel puțin pe mine nu mă deranjează atâta timp cât n-arată rău, să zic așa, e totul ok. Și după cum am spus, aici avem un efect super mișto de void cu geam alb, pentru că... N-am vrut să iasă în evidență neapărat atât de mult și geamul ăsta alb chiar nu-l scoate neapărat în evidență, pentru că e așa o tentă de gri cu alb, ceea ce e super, super bine. Sunt două culori care intră super, super, super bine una în alta și se îmbină foarte, foarte, foarte mișto. După care aici la acest room am mai adăugat eu pe aici pe sus niște beehive-uri de-astea minunate, cu niște stone cuttere, niște smokere, niște cartography table-uri pe aici. Și mă rog, chestii să, nu știu, să umplu spațiul ăsta momentan, niște frunze pentru că mă cunoașteți, toată chestia asta are frunze evident și am adăugat și bambus ăsta pentru că am pus acolo și am zis că trebuie să fie mai peste tot bambus. Iar în partea asta, pe aici practic o să urc eu sus și o să pot să ies afară, deci pe aici practic urc și cobor, vedeți că am făcut acest mic lift, dacă mă duc pe aici frumos urc și am urcat sus, iar prin partea cealaltă practic cobor înapoi în peșteră, mă rog. Nu știu cum să-i zic, peșteră, în camera, cu chesturi, în habar n-am. Și mai e aici un micuț spot pe care l-am făcut eu ca să nu traversez chiar pe glasul ăsta, deși foarte simplu puteam să-l las așa. Am zis să fac un micuț spot din campfire pe aici frumos, să vin așa și bam, cam asta să fie treaba. Acum o să trebuiască eu pe undeva să văd pe unde o să reușesc eu să mă duc la chesturi jos. Ok, nu ăsta trebuie să-l sparg, o să trebuiască, cred că fix ăsta de aici, cred că fix ăsta o să trebuiască spart. După acolo cred că o să cobor eu jos la chesturi, dar asta încă nu știu, o să văd imediat după ce o să încep să golesc câmpuii mei din chesturile astea, pentru că trebuie să le golesc, încep să le sortez acolo fain frumos. Dar că o să mai am nevoie de niște item frame-uri pe care să le pun eu pe chesturi, pentru că nu, încă n-am făcut acele item frame-uri, dar o să le fac. Sau practic ultimul pas, sortarea itemelor și pot spune... Că am terminat. Și am fucking terminat. În sfârșit am toate itemele sortate cum trebuie. Am toate șulcărele goale. Uitați-vă câte șulcăre am avut pline cu iteme. Deci efectiv acum nu mai sunt pline cu iteme și sunt efectiv normale și șulcărele mele. Jesus fucking Christ. Ok, ador când sunt așa aranjate toate nebunile astea. E super, super mișto. By the way, între timp s-a băgat și replay mode. Între timp,
Am făcut roșii de replay mode, practic avem și replay mode în acest moment. Deci s-a lansat replay mode pentru 17, cine dorește să-l ia, este gratuit. A apărut oficial versiunea gratuită pentru replay mode 1.17. Mă gândeam dacă nu o să apară chiar să puteți să-l cumpăr, dar a apărut, ceea ce înseamnă că nu o să mai dau bani, ceea ce mă bucură și mai mult. Și e foarte, foarte, foarte bine. Aici avem absolut toate itemele de care am nevoie. Am încercat să le sortez cât de bine am putut eu, până și asta de capete le-am pus aici. Și by the way, mi-a picat un cap de tropical fish, pentru că guess what, am omorât eu niște tropical fish împreună cu prietenul meu Morphy, care stă aici frumos, exact, mai era un tropical fish acolo. Deci da, cam așa s-au desfășurat acești tropical fish. I-am dat lui Morphy și i-a rezolvat Morphy direct, vreți să vă mint? Deci da, în afară de Axelot ăla aici nu pot să aduc altceva, dar cred că o să las doar pe Morphy, nu cred că o să mai aduc pe nimeni în partea asta. Deși ciudat e că mie sus mi-au murit axeloții. Nu știu cum, mi-au murit efectiv. Mai era doar al albastru pe care l-am luat și l-am adus aici. Deci cumva am avut noroc, să zic așa, că n-a murit ăsta albastru, că restul axeloților mi-au murit. Sau mai era unul parcă. Dar știu că am mai amulțit eu unul mic și ăla cred că a murit. Sau a murit ăla mare și a crescut ăla mic, după aia gen s-a făcut mare. În fine, nu mai știu. Ideea e că unul a murit dintre ei, din păcate, dar e ok că măcar a salvat unul, dracu, că nu voiam să mai stau atâtea ore să mai fac rost de încă unul. So, yeah, it's nice. For the moment, it's nice. Băi, și nu știu, chiar îmi place super mult această peșteră pe care am făcut-o. Sau, mă rog, locul ăsta unde avem itemele, gen, chiar mi se pare super mișto. Aici, frumos, mergem, coborâm la ferma de sugarcane, care produce, chiar produce. Chiar pot să zic că produce, avem aproape un double chest plin de sugarcane, ca asta cât am lucrat eu la fermă, ceea ce mi se pare super, super, super blană. Chiar mi se pare super mișto, pentru că nu o să avem treabă cu sugarcane-ul absolut deloc. Și o fermă super, super mișto de sugarcane, chiar funcționează super bine. Și cum am făcut tot designul la camera asta, nu știu, îmi place so fucking mult, man. Mă jur, gen, chiar îmi place super, super mult. Și văd că, după cum am spus, astea se duc în toate părțile, în toate părțile în care vor ele se duc, dar o să încerc să le mai tai, dracu, că nu e bine, nu vrem, chiar nu vrem să se ducă peste tot, gen. Chiar nu vrem să se ducă peste tot. Probabil că aș fi putut eu să pun niște dalea să nu se ducă, gen, nu știu, niște ață probabil, da, fuck it, aia e, o să scot de aici și lăsăm doar pe partea asta pe interior. Arată ok și așa. Chiar arată ok, având în vedere că avem și mossy cobblestone și stone brick mossy, sau mossy stone brick, cum pui mi s-o numi. E chiar super, super ok. Și acum, practic, o să trebuiască să mă duc să-mi repar pickaxe-ul, pentru că s-a cam tocit săracul. S-a cam tocit, dar e bine că măcar am terminat camera asta și avem toate itemele fucking sortate, jur. Gen, am așteptat foarte mult momentul ăsta și în sfârșit s-a întâmplat, for fuck's sake, în sfârșit am terminat și e so fucking mișto când intri aici în camera asta și vezi tot așa făcut. E excepțional, mă, e excepțional, dar vreau să fac cum arată cu shader, pentru că nu l-am pus până acum. Ok, toată treaba asta cu shader, well, parcă arată și mai bine. Bine, nu mi se mișcă mie cel mai bine, am 30 de fucking frame-uri. My fucking God, am 30 de fucking frame-uri, dar se vede bine. Se vede chiar foarte, foarte bine și candle-urile astea se văd super mișto. Ah, by the way, dacă vă întrebați ce sunt chestiile astea, sunt Lightning Road. Așa se numesc, se craftează cu 3 bucăți de copper ore. Nu știu dacă am 3 bucăți să vă arăt, dar de fapt, ba da, uite că fix 3 bucăți am. Unde aveam? Aici, uite. Și bam, craftez un Lightning Ore. Bine, eu nu o să craftez acum, că n-am de ce, dar cam așa se craftează și astea practic sunt niște lumânări pe care le-am pus eu aici, nu știu, să dea un pic de mai mult efect la chestia asta. Care, by the way, mi se pare excepțional, de jur, cum s-a creat aici, de-aia am și zis că nu o să stup, o să o las așa, pentru că mi se pare absolut excepțional cum s-a creat ea acolo și efectul ăsta de void, cum se vede până acolo, just de tot, oh my fucking God, se vede so fucking awesome. Da, e absolut minunat, e absolut minunată peștera asta, jur. Deci am spus, nu știu dacă termenul cel mai corect pentru ea e peșteră, că practic e un loc unde avem, dar suntem în peșteră, deci cred că e corect termenul de peșteră. Că suntem aici cu ferma asta de sugarcane și aici avem storage room-ul, da? Mă rog, storage room-ul, chestia unde avem itemele, da? Nu poți să zici că nu e peșteră, că e peșteră. Este o peșteră, pui vei. Dar da,
E bine că mi-au ajuns totuși chesturile și cred că nu cred că o să-mi trebuiască mai multe în viitor. Ăsta e cel mai plin, ăsta de ochi e cel mai plin. Gen, no joke, ăla e cel mai plin, efectiv. Și prin partea asta avem noi și slime-uri, avem mai multe chestiuțe puse pe aici. Avem ceva item, chiar pot să zic că avem. Avem două chesturi de stone. Avem două chesturi de stone pentru că am avut foarte mult stone, așa că a trebuit să fac asta. Totuși, ce nu am luat eu și ce nu mai vreau să craftez acum neapărat ar fi un smoker, unul la mână, și poate mi-ar trebui și un blast furnace, dar blast furnace nu am, așa că ăla va trebui să-l craftez. Nu mai știu exact cum se crafta un blast furnace, dar vedem acum. Blast furnace, ne trebuie 3 smooth stone și 5 bucăți de fier. Deci 5 bucăți de fier și 3 bucăți de smooth stone. Smooth stone pe care nu cred că l-am eu, dar în același timp cred că se poate face, zic eu, destul de ușor. Gen, să vină la acolo, după care punem furnalul acolo momentan și dăm și mie niște căul în furnalul ăsta să pot să prăjesc astea 3 bucăți ca să fac blast furnace, că n-are rost să țin ăsta normal, având în vedere că de fapt mă rog, asta pentru chestii minore, că eu am smelter oricum afară, dar ca idee e bine să aveți o chestie asta la voi în bază. Eu nu știu niciodată când aveți ceva, nu știu, micuț de prăjit, să zic rapid, și n-are rost să vă duceți până afară ca să prăjiți. Prăjiți rapid în chestia asta și aia e. Tocmai de aia e bine să aveți aici o chestie în bază. So, I guess, cred că aș putea să-l fac acum, numai să iau eu ăsta. Și bam, l-am făcut. That's very nice, very nice. Și ăsta o să fie pentru minereul și ăsta pentru mâncare. Și când o să am chestii mai fancy de prăjit, o să le prăjesc în smelter direct, nu mă complic. Bun, tată, perfect. Absolut, absolut perfect. Practic, acum ce aș mai avea eu de eliminat de la mine din curtea asta minunată, din curtea mea minunată, ar fi niște cofere pe care le-am mai lăsat eu, dar nu astea, cele de la portalul din Nether, dacă vă aduceți aminte, spatele portalului acolo, sunt niște cofere pe care trebuie să le scot. Cândva, cred că ar trebui chiar acum să le scot, că tot am făcut item, chestia aia de sortat, cred că ar trebui chiar acum să le scot. Nu cred că o să mai am nevoie de undițe și chestii, sau... Cred că aș putea să... Bine, un arc poate ar trebui să-mi păstrez. Sau nu chiar, că aș putea să-l tot repar pe ăsta. Da, ok, fuck it, nu o să păstrez nici arcul. Chiar nu o să păstrez nici arcul. O să păstrez ce consider eu că e mai ok, după care ce cred eu că nu-mi trebuie, o să le dau foc și aia e. Chiar asta am de gând să fac, pentru că n-are rost să le țin aici și să nu-mi trebuiască, gen... De exemplu, uite, le dau drop acolo așa frumos în colțul ăla și aia ești nebun. Bam, bam, bam. Ok, mi-am aruncat și arcul meu, superb. Da, și practic asta trebuie să fac acum în momentul ăsta. Avem și foarte multe seduri răstrească, să aducem și un cal la un moment dat. Chiar ar fi foarte bun și un căluț, pentru că, nu știu, n-am avut de super mult timp un cal și chiar mi-aș dori să avem un cal pe seria asta, sincer. Da, acum să vedem dacă o să meargă. Ok, cred că o să pot să arunc și papuci ăștia, nu? Gen, nu cred că am nevoie de papuci ăștia, zic eu. Bun. Și practic acum o să trebuiască să mai elimin astea și într-un viitor episod probabil o să ne ocupăm să umplem toată chestia asta, pentru că aici ar mai putea veni o fermă. Dar mă gândesc, nu vă zic foarte multe, că încă nu știu foarte multe, dar ar mai putea veni o fermă pe acolo, ce-i drept. Dar da, oameni buni, cam atât ar fi cu acest episod din seria noastră de Regatul Leilor. Eu sper că v-a plăcut. Am reușit să facem o super cameră și sunt mega, mega bucuros și mega fericit că am făcut-o în sfârșit și că am și eu un loc unde să-mi țin itemele în liniște și nu să le am în șulcăre și acum am și șulcăre goale. Jesus, e foarte bine, foarte bine. Dacă n-aveți un loc unde să aveți niște cufere, neapărat trebuie să faceți unul, pentru că e efectiv crucial. Oameni buni, cam atât ar fi cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați pe acel buton like, pentru că m-ați ajutat super, super mult. De asemenea, nu uitați să vă abonați acest canal, pentru că foarte mulți nu sunteți abonați, cei care vă uitați nu sunteți abonați, așa că ar fi super, super mișto dacă v-ați abonat la acest canal. Pentru asta, pentru construcții de-astea șmechere, cum îmi place mie, cu detalii, cu de-astea, pentru nebunii de-astea, dacă mai vreți, nu uitați să vă abonați la acest canal. Nu uitați că îmi găsiți și Instagram-ul meu în descriere. Iar până data viitoare aveți alte câteva videoclipuri create de mine chiar acum pe ecran. Să ne auzim, cu bine!
Bye bye.